Salutare, prieteni! M-am gândit să mai fac și eu un video cu iepuri. Am mai filmat de o săptămână. Aici, cum bine știți, femeia la cap de leu cu 5 pui, în vârstă de o lună, sacrificare, toți, șanse. Îi las până la 2 luni cu mama lor și pe toți îi sacrific. Mai departe cu o femelă albă, am pus-o aici, este foarte grasă, în vârstă de 6 luni, trebuie să împlinească 6 luni. Mai departe o femelă cu pui, pui în vârstă de o lună, sacrificare și ei, toți, când vor crește. Mai departe, femeia de fluture, cu femeiulța Uriaș German, foarte frumoasă, foarte mare, robustă, femeia l-a montat-o ieri, sau la alteri, nu mai știu. Uitați femeia, foarte frumoasă. Aceasta este de vânzare, femeia asta. Dacă nu prinde monta, o să o tai. Vreau să cresc mai Uriaș German. Mai departe, femeia în vârstă de un an, cu cei 7 puișori, 2 mascul și 5 femele. Acesta este mascul și cu acesta, acela de acolo și cu ăsta, restul femele. Dar femeia foarte mare, foarte frumoasă. Mai departe cu masculul meu mare, foarte frumos. În vârstă de 8 luni am montat cu el, femeia aia. Mai departe, femeia mi-a tras țeapă cu băiatul ăla, am montat-o sâmbătă și achiziția, un mascul de Uriaș German în vârstă de 5 luni, uitați-l, foarte mare, cu acesta am montat femeia aceasta. Următorul video va fi cu puișori acestei femele, trebuie să înfete și următorul video, cum v-am spus, să vă prezint puii la această femelă, uitați-o, și am vârstă de 8 luni, trebuie să-i pun paie, să le dau și o lucernă. Cam atât cu acest video, v-aș ruga să puneți un like, să vă abonați, pa, pa!